Premierul Ungariei are motive de satisfacție. Noua alianță de extremă dreaptă în Parlamentul European are suficiente partide pentru a obține statutul de grup în Legislativul European. Orban a anunțat că luni va avea loc la Bruxelles o întâlnire cu partidele care formează acest nou grup. Liderul naționalist ungar, a cărui țară deține de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, și-a anunțat pe 30 iunie intenția de a forma un nou grup parlamentar numit Patrioți pentru Europa. Alături stăteau partidul de extremă dreaptă austriac și mișcarea centristă a fostului prim-ministru al Cehiei. De atunci, cinci partide din diferite țări și-au anunțat aderarea. Este vorba despre Partidul Libertate al Gert Wilders, Partidul Portughez Shega, cel spaniol Vox, Partidul Popular Danez și Partidul de Extremă Dreaptă Separatist Flamand. Astfel, șapte țări sunt acum reprezentate în alianța intitulată Patrioți pentru Europa, o condiție importantă pentru a forma un nou grup parlamentar în viitoarea legislatură europeană.